Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Rom European. Astăzi vom vorbi despre documentarul Școala noastră, regizat și produs de Mona Nicoară și Miruna Coca-Cosma, film ce a fost proiectat în cadrul festivalului de film documentar One World România. Documentarul Școala noastră are ca protagoniști trei copii de etnie romă, Alin, Beni și Dana, ce locuiesc în Târgu Lăpuș, o localitate din Maramureș. Copiii sunt pionierii unui proiect ce are ca inițiativă desegregarea școlară pe criterii etnice. Am ales Târgu Lăpuș din mai multe motive. Unul era că doream să facem un portret al unei comunități mici, al unui oraș mic, care să ne dea o idee globală a ceea ce se întâmplă în comunitate. Vreau să lucrăm în Ardeal, că și eu și Ovidiu suntem ardeleni. Miruna era nilolitatea, e bucureșteancă. Prin vot s-a ales un loc mic în Ardeal, în care părea ca lucrurile să meargă la vremea respectivă. Și unde mereți la școală acum? În oraș. Și până acum unde ai fost? La Vaci. La Vaci. Și unde ai fost la școală până acum? Pădileu. Dar am venit de un director, ce Dana, ce duce în oraș. Zice, mai veniți la școală, zic, da, numai să înceapă. Cei trei copii împreună cu colegii lor se aflau într-o școală segregată în cartierul romilor de lângă Târgu Lăpuș și au fost integrați ca parte dintr-un proiect european susținut de Ministerul Educației într-o școală de masă în centrul orașului. Mâine dimineață merg la școală, ne vedem la școală mâine dimineață, știți că... La ce școală? La, aici, în piața Eroilor, acolo în centru, la școala veche, cum îi zicem noi. Așa e? Da, vă mai spălați astăzi? Tu când te speli? Eu? Da. Astăzi. Te speli astăzi, ca mâine să ne întâlnim? Astăzi, noaptea pe la 1. La noapte la 1, dar mâine ne întâlnim curat la școală, da? Din 1990 am început să lucrez ca activistă a drepturilor omului și am lucrat foarte mult pe problematica romilor. La începutul anilor 2000 a devenit foarte clar că segregarea este o problemă sistemică, nu doar în România, dar peste tot în regiunea noastră, în Europa Centrală și de Est. Și am fost foarte interesată să văd nu numai că există segregarea, dar cum arată integrarea și ce se întâmplă de fapt la nivel local. Bagă foc repede pe dileu. Hai cu să le dăm apă. Hai repede. Dă-i drumul. Dă-i un pic cu semnalizare și rapid încoace, că-s aici. Hai, foc! De la începutul anului 2012, ceea ce înseamnă aproximativ 2 luni de lucru, Romani Cris a identificat și a documentat, a adus în fața instanței 2 cazuri de segregare numai în județul Olt și a documentat un caz de discriminare în accesul la educație la Călăraș. Însă capacitatea organizației este redusă și ca atare situația în țară este de o învergură mult mai mare. Fenomenul pe care filmul a reflectat este, dacă asta ne încălzește cu ceva, este atât de răspândit nu numai în România, dar și în alte țări din regiune. Și mă refer aici la Cehia, la Slovacia, la Ungaria, Bulgaria. No, strângeți-vă gărețile! Nicolae, de unde ai alimentat-o? Din la Hidran. Bun. E bună apă potabilă.
Hai, luați-vă apă câte vreți, v-am spus. Copii, apă. Da. Noi anul trecut am făcut un studiu împreună cu UNICEF și cele mai sărace comunități de romi din România, respectiv 120 conform Guvernului României. În cele 120 de comunități, cam 60% dintre școlile care deserveau respectivele comunități erau segregate fie pe criteriu etnic, dar în clasă, în interior, clase separate, așa cum vedem și în filmulețul care este prezentat, fie în întregime, cum de asemenea ne este prezentată tipologia în același film, în aceeași localitate. Tu te-ai spălat? Da. Spălat, zi. Eu te-am spălat, tări. Tu uita. Mulțumesc, Alina. Nu te-am spălat, tări, m-am spălat, nu da. Te frați, nu. Cât de sunteți pe... Filmat pe parcursul a 4 ani, documentarul ilustrează problemele cu care se confruntă copiii romi, pornind de la rasism instituționalizat, educație publică și sărăcie. Segregarea oferă aparent beneficii mai multor grupuri interesate. Și vorbesc aici așa, de profesorii care scapă de o problemă, de părinții copiilor neromi care se bucură să nu mai aibă propriilor copii amestecați cu copiii aceia care, și citez aici din stereotipuri, care nu învață, sunt murdari, etc. Sunt prezentori? Da! O segregare mai este și în interiorul clasei, să zicem așa, adică o segregare oarecum mascată, copiii romi în ultima bancă, dar care sunt mai puțin sau mai mult întrebați și mai puțin sau mai mult luat în seamă. Copiii romi se bucură ei înșiși să nu se simtă sub presiunea pe care o generează distanța educațională care există față de copiii români. Din această experiență de-a lungul celor 4 ani? Am învățat că avem așteptări foarte, foarte mari, mult mai mari de la copiii rom decât avem de la copiii noștri. Aici suntem numai noi țigani, numai scopchi. Nu, deci mă zic numai țigani, numai români. Suntem naționali de august. De tot de august, și cu linii și cu părcățele, numai să aveți bună voință și să scrieți. Degeaba avem caiete dacă voi nu vreți să scrii. Noi ne așteptăm ca copiii romi să încerce mult mai mult decât ai noștri, decât ai mei, într-un fel să se integreze. E o povară foarte, foarte mare. Nici copiii mei nu vor să meargă neapărat întotdeauna la școală. Trebuie să îi împing eu să meargă la școală. Bă, duce-te la învățătoarea asta. Hai, bea, că-l ăsta! L-am primit în sală, am zis că el nu are cătăuta aici, că nu aparține de clasa asta. Să arate școala noastră ideală în România? Cred că ar trebui să fie o școală care să fie în care copiii să se regăsească, în care să se simtă bine primiți, începând de la manuale,
care, în care romii sunt foarte, foarte puțin reprezentați, de exemplu, sau persoanele cu dizabilități sunt foarte puțin reprezentate, și trecând prin pregătirea profesorilor, care trebuie să înțeleagă, să-și înțeleagă rolul și menirea ca fiind nu numai pur academică, ci având de-a face și cu dezvoltarea emoțională a tuturor copiilor, nu numai a celor majoritari, nu numai a celor care sunt ca toți ceilalți. Elisabeta termină. Și nu mai fii atâta de grea. Să mă stop, doamna, metodare, o să mă las aici. Gata, gata. Gata, gata, dar ce ești tu? Când ați observat pe parcursul acestor 4 ani de filmare că acești copii sunt discriminați? De foarte multe ori. Și nu neapărat discriminați intențional. De multe ori noi căpătăm, aducem cu noi un bagaj de clișee pe care le aplicăm fără să ne gândim. Unii profesori le spuneau copiilor, scrieți dacă vreți, că poate nu vreți să scrieți. Alți profesori spuneau, e foarte greu să-i înveți pe ăștia. Așteptările de la copiii romi erau mult, mult scăzute față de copiii români. Și copilul de obicei, ca și copiii mei de altminteri, ca orice copil, de multe ori încearcă să se adapteze așteptărilor sau să răspundă așteptărilor. Dacă nu aștepți mai mult de la un copil, copilul acela nu va da mai mult. Beniamin, te rog frumos să vii la tandă și să scrii și ceilalți să faci. Scoți mâinile din buzunar, de aici, prietă, te rog frumos să scrii 7 plus 5. Ceilalți scrieți și voi, da? Ce scrie colegul vostru pe tandă? Să facem nu-i voie să râdem, că nici voi nu știți mai mult decât el. Scrie mai repede ce au scris ceilalți. Ce este pe tablă? 7 plus 6, scrie mai repede, să văd singură, dacă tu știi așa de bine. Vă spun ce m-a deranjat cel mai mult. Cel mai mult m-a deranjat atitudinea absolut neprofesionistă a colegilor care erau cadre didactice. Cred că la una singură dintre învățătoare am remarcat o atitudine adecvată. Atenție! Am spus că avem 2 feluri de sunete. Altele care se pronunță ușor și altele care se pronunță mai greu. Da? Ei, aceste sunete au ele o denumire și anume vocale. Bravo, nu-i ce fac nici copii sunt de fapt. Ei, acum, doamna învățătoare, o să vă dea câte o mânuță dintre asta și zice așa cerința. Scrie cuvinte care să înceapă cu următoarele consoane. Ia spune-mi un cuvânt care să înceapă cu B, cu consoana B. B. Ce-ați primit voi astăzi? Bun? Acadea. Ei, acea acadea este o bomboană. Haideți să scriem acest cuvânt. Voi notați în caiet. Un cuvânt. Bomboane. Ceea ce s-a întâmplat pe parcursul filmului a dat o greutate cu totul specială. Pentru că undeva în timpul filmului e vorba despre copiii care de voie de nevoie trebuie să fie acceptați în școala normală. Au șansa unui contact pedagogic de excepție cu o învățătoare care știe cum să facă altfel decât precedenta lor profesoară învățătoare. Adică înțelege problema și își adaptează discursul pe nivelul de receptivitate al copiilor cu care ar trebui să plece împreună în redescoperirea culturii. Bravo! Și mai avem o mânuță. Presupun că fiecare încearcă să găsească metoda cea mai potrivită. Cum trebuie să, eu știu. Probabil și atașamentul. Trebuie să te apropii mai tare de elevul respectiv, ca să poate să vrea să învețe, ca altfel. Da, e nevoie de o cheie pedagogică specială și nu învățământ special, ci de o soluție care să fie adaptată unui copil normal, care are un dezavantaj cultural pe care pot să-l depășească,
cu un plus de efort din partea celor care sunt datori să-l ofere. Vorbesc aici de instituțiile publice. E adevărat că fugi la școală? Da. Fuge de la școală. Și odată tata spune că nu mi-e rușine. Nu scrie nimica. Nu scrie nimica. Și atunci am sărit pe zeam afară. Atunci o sărit pe zeam afară. M-a bătut Răzvan, m-a bătut tot și acolo. Dar pe mine nu m-a bătut. M-a bătut de cine e zău. În 2011, conform studiilor privind participarea copiilor rom la educație, aproximativ 60% dintre copiii romi care participă la educația primară învață în clase segregate sau în școli segregate. Asta în condițiile în care Ministerul Educației a adoptat în anul 2007 un ordin care interzice segregarea în România. Din păcate, segregarea este o realitate pe care Ministerul a început să o recunoască de ceva ani așa printre dinți, dar a căror acțiuni încă se lasă așteptat. Ceea ce este dureros și noi spunem de prin 2007 că de foarte multe ori Ministerul Educației și autoritățile publice locale au folosit bani europeni pentru combaterea segregării, tocmai pentru a susține astfel de școli segregate. Ați văzut cazul din film, ăla era printr-un program FARE 2005 care presupunea combaterea segregării comunităților de rom din România în școală. Aproape 25% dintre copiii României nu merg la grădiniță. Întrebați-vă fiecare dintre dumneavoastră, fără să aveți date statistice, pentru că nici mie nu-mi plac în deosebit statisticile, cine sunt copiii care nu merg la grădiniță. Și întrebați-vă care este șansa unui copil care merge la grădiniță, încă o dată fără să spunem că este vorba despre o etnie sau alta, o comunitate sau alta, o limbă maternă sau alta. Ce șanse au ei în momentul în care vin într-o competiție, s-a folosit de multe ori cuvântul competiție, încât am și uitat că e vorba de fapt de învățământ obligatoriu și despre obligativitatea Guvernului României și a statului român de a asigura acces la educație pentru toți. Alcătuiți-vă o propoziție în care, sub predicatul mănâncă, Ilena. Ilena mănâncă fructe sărăfată. Bine. Predicat exprimat prin verb plus subiect exprimat prin substantiv. Bine, mai stau, scriu desenez. Am joc cu copii. Toată ora n-am fost în clasă, până am în pauză. I-am urmărit timp de 4 ani, am văzut cum școala nu era foarte bine pregătită să-i primească, nu au primit susținerea necesară, nu s-au simțit foarte bineveniți acolo, cu vremea au rămas repetenți și după câțiva ani au fost trimiși la o școală specială pentru copii cu dizabilități, în ciuda faptului că acești copii, de fapt, și ne-au spus asta toate autoritățile locale, nu au, de fapt, niciun fel de dizabilitate. Părinților, la rândul lor, se bucură atunci când e vorba despre încadrarea acestor copii ca fiind persoane cu dizabilități, pentru că îi mută la școli ajutătoare, pentru că încasează niște bani suplimentari. Deci, iată, toată lumea pare să fie mulțumită. Tu știi ce e școală specială? Da. Pentru copii care sunt nebuni. Eu nu sunt nebun să zice că ceea ce m-a scos din sărite grav în povestea asta este că s-a trecut pe lângă soluție. Este un moment în care o profesoară găsește instrumentul adaptat pentru resursele copiilor pe care trebuia să-i ridice. Și când se întâmpla asta, autoritatea a decis că este mai interesant să-i mute la școala unde să coloreze cu verde iarba. Iarbă, da? Pentru că aici trebuie să mergi cu altă culoare. Acum trebuie să ai grijă ca să nu depășești așa conturul, nu știu dacă o să reușești.
Bineînțeles, prin ajutorul meu o să terminăm, nu? Ce? Cum putem rezolva această problemă la nivel de autorități? Autoritățile simt că ei au făcut ce trebuie din punctul lor de vedere. Urmează pentru public să dezbată și să vadă dacă acest lucru este adevărat sau nu. Autoritățile inițial au dorit să facă integrare, dar din ce am văzut eu, nu au știut exact cum. Eu aș spune așa că se poate rezolva totul foarte ușor. Adică în momentul în care nu mai induci astfel de demersuri prin grilele de evaluare, în momentul în care vei renunța ca evaluările cadrului didactic, ale directorului, ale școlii, ale inspectoratului, să fie făcute în funcție de olimpici și nu de progresul școlar real, de la caz la caz, particularizat pentru fiecare elev în parte, vom avea în continuare aceste tendințe, spuneam, pretins valorice de segregare pe criteriu nevinovat valoric. Cred că e nevoie de niște eforturi suplimentare pentru a face școala mai inclusivă, mai primitoare pentru nu numai copiii romi, dar și pentru copiii care sunt altfel decât majoritarii. E vorba și de copii cu dizabilități care ar trebui integrați în școlile majoritarilor, și de copii rom și de copii care sunt în orice fel altminteri. Iar școala românească în acest moment nu este sistematic pregătită pentru acceptarea diferențelor. Oricât de mult vrem să spunem că ar ști ceea ce este de făcut atunci când ai copii din zone, din grupuri dezavantajate, dacă nu ești învățat la școală, nu vei ști ce să faci, nu vei ști de unde să apuci lucrurile sau să fii bun în ceea ce ai de făcut. De aceea, schimbările în ceea ce privește formarea inițială a oricărui dascăl, că e vorba de cei care lucrează cu copiii din 1-4, că e vorba de cei care vor lucra cu copiii din 5-8, schimbările de formare trebuie să cuprindă acele module de învățare a comportamentului școlii într-o școală inclusivă, de învățarea comportamentului non-discriminator, și aceste lucruri sunt lucruri pe care le facem în acest moment. Credem că în timp se vor simți mult mai bine decât se întâmplă acum. Am o întrebare pentru domnul ministru, care mi se pare că e o întrebare esențială în seara asta. Dacă acest film poate fi arătat în școlile românești, și cred că cu acest răspuns ar trebui să plecăm din seara asta. Mulțumesc! Cred că da. Dar, sigur, e o chestiune de drept de autor pe care urmează să o discutăm. Dar răspunsul este da, bineînțeles. De vrut, nu numai că vreau, dar este unul dintre scopurile pentru care am făcut acest film. Și pregătim acum un îndrumare de discuție pe care vrem să-l distribuim în școli și în programele de pregătire a profesorilor, nu numai din România, dar și din locuri ca Ungaria, Republica Cehă și altele. Așa că dacă ne-ați primit sistemul de cercul cadrelor didactice, vă putem oferi un întreg pachet pe care puteți sau nu să-l modificați după cum cere curicula. Aceasta a fost ediția de astăzi. Eu vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră. Sunt Loredana Dumitru și până atunci vă spun să trăiți mișto! De burse în domeniul medicinei, în cadrul proiectului Profesioniștii Romi în domeniul medical, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni.